Dorin Gligor și-a judecat duminică funcția de președinte al organizației PDL Hunedoara, fiind singurul candidat după ce City managerul de la Petrila, Dorin Curtean, s-a retras din cursă. Gligor a obținut 456 de voturi. Gligor a afirmat duminică la Deva că principalul țel este câștigarea alegerilor ce vor avea loc în 2012. Mă bucur acum că am fost investit cu încredere de colegii mei din PDL Hunedoara. Țelul nostru în noua echipă, așa cum a rezultat ea astăzi, este câștigarea alegerilor locale și parlamentare în județul Hunedoara în anul 2012. Pentru mine, prioritatea și munca începe cu evaluarea tuturor organizațiilor, acelor 69 de organizații locale, în sensul reorganizărilor spre eficiență și spre ordine și orientarea mesajului local spre dorințele cetățenilor din fiecare localitate. Pornesc convins pe acest drum și spre aceste obiective, iar în discuțiile care le-am avut astăzi și cu președintele PDL, premierul Emil Boc, există premizele a ceea ce eu am solicitat de identificare de soluții, de dezvoltare economică, de creare de pol economic, de creștere în județul Hunedoara. City managerul de la Petrila, Dorin Curtean, s-a retras din cursa pentru șefia PDL Hunedoara în momentul în care trebuia să țină discursul în fața delegaților. Acesta a afirmat că echipa creată în jurul lui Dorin Gligor este cea care va ridica PDL. Curtean a declarat duminică la Deva că a vrut să transmită un mesaj tuturor care sunt în fruntea partidului. În primul rând, motivul numărul unu care m-a determinat să aspir la această funcție a fost acela de a trage un semnal de alarmă și a demonstra că în Partidul Democrat Liberal standardele democrației sunt la cel mai înalt nivel. Un al doilea motiv care m-a determinat să vin astăzi aici a fost acela de a arăta că în Partidul Democrat Liberal sunt oameni importanți, oameni care doresc să facă treabă și să aducă partidul la standarde în care să se promoveze democrația în continuare și mai mult de atâta să se promoveze oameni importanți, oameni care doresc să facă ceva pentru cetățeni. Dorin Gligor este un om foarte important pentru dumneavoastră. Îl apreciez din acest punct de vedere și cred că cele mai mari șanse le are dumnealui pentru această funcție. De aceea doresc să-l felicit pentru inițiativa bună pe care a avut-o, să preia frâiele acestui partid și să demonstreze în județul Hunedoara că Partidul Democrat Liberal are valoare și poate să continue această bătălie mai departe și să iasă învingător din această luptă. Drumul meu se oprește aici. Și nu vreau să credeți că este o lașitate din partea mea, și am considerat că s-a conturat deja o echipă, o echipă puternică. Cu toate că s-a retras, Curtean a obținut 19 voturi. Gligor va fi secundat de doi prim-vicepreședinți, Tiberiu Acobriții, primarul municipiului Petroșan și deputatul Viorel Arion. Total voturi exprimate, 482 de voturi. Domnul Arion Viorel, 397. Și domnul Iacob Tiberiu, 396. PDL va mai avea 12 vicepreședinți, printre care și primarii din Valea Jiului și viceprimarii de la Petroșan și Vulcan, dar și 16 secretari executivi, printre care și directorul general al CNH, Constantin Jujan. Potrivit lui Gligor, organizația județeană va trebui să fie eficientă în toate zonele județului. Organizarea, nu criteriul geografic, este determinant. Suntem egali în echipă, vreau rețineți acest lucru și e nevoie de eficiență și la Petroșan, și la Hunedoara, și la Brad, să nu pe formule din astea
pe criterii teritoriale vom împărți activitatea, ci strict, strict pe criterii legate de eficiență. Și atunci, sigur, că indiscutabil când discutăm de eficiență, Tibi este mai eficient în Petroșani ca și Viorel și reciproca e valabilă. PDL Hunedoara va începe evaluarea celor 69 de organizații locale pentru că politica a devenit o știință și nu se mai face după sentiment sau după păreri, iar candidații vor fi numiți în urma unor sondaje pentru că un sondaj cântărește greu în politică.